Liliana, pacienta COVID-19, care a făcut un apel disperat către Raed Arafat și ministrul sănătății Nelu Tătaru prin intermediul TV Sud, a fost externată din Spitalul Suport din Târgu Cărbunești. Alături de femeia a fost externată din unitatea spitalicească și mama acesteia, asta deși ambele sunt încă pozitive la SARS-CoV-2. Femeia spune acum că trauma prin care a trecut este una extrem de mare și ar avea nevoie chiar și de un consult psihologic. Liliana spune că a făcut cerere de externare și a părăsit spitalul din Târgu Cărbunești împreună cu mama sa. Am ieșit din nou la test pozitive și am făcut cerere să plecăm pe propria răspundere acasă. Am primit răspunsul că putem merge acasă, nimeni nu s-a mai opus. Deci nici măcar pentru mama, care are problemele care le are. Deci nu. Mi s-a spus, mergem acasă, mai stăm în izolare până pe data de 18. Avem două intrări la casă, copiii sunt izolați tot aici. O să stăm unii într-o parte, o să intrăm unii pe o parte, unii pe altă parte, că nu avem ce să facem. Femeia a declarat pentru TV Sud că trauma prin care a trecut este una mult prea mare. Respirăm un aer curat. Suntem într-o altă lume. Vă spun, cred că avem nevoie de psiholog. Este o traumă prea mare. Ne vine să plângem în continuu de ceea ce se întâmplă. Poate nu doamnele asistente sunt de vină, poate, dar dacă așa sunt ordinele, poate trebuie să se spună și dânsii. Și, dar vă spun, este o teroare prin ce trec bolnavii. Aseară, de exemplu, sunt doi bătrâni. Bătrâna este bolnavă foarte rău. 3 ore a zbirat că moare. Să vină să o ajute cineva. Nu. Până la tratament nu au venit. Nu au voie să intre pe secție. Senzația că stai închis și se întâmplă ceva, îți vine să rău sau și nu vine nimeni la tine. Deci e o teroare. Nu vă spun prin ce am trecut, prin ce momente. Este greu de explicat. Pacienta infectată cu COVID-19 și internată la Spitalul Suport din Târgu Cărbunești făcea zilele trecute un apel disperat prin intermediul televiziunii noastre autorităților, plângându-se de lipsa aerului din salon, căldura sufocantă și lipsa apei calde.